tartă sărată cu ciuperci și ardei capia. O rețetă simplă, un preparat pe care îl poți degusta oricând și oriunde. Fie că e dimineață, fie că ești după prânz sau fie că ești pregătit pentru o cină. Numele meu este Radu Darie și te invit să rămâi alături de mine în bucătăria Selgros până la finalul acestui video pentru a vedea cum am făcut această rețetă. Am scos aluatul fraged din frigider. Ne folosim de o foaie de copt pe care o vom pune deasupra și îmi doresc să-l întind încă puțin pentru a acoperi toată suprafața tăvii pe care o vom folosi. Pentru a nu avea surprize la final, pentru că nu ne dorim ca tarta noastră sărată să se lipească de această tavă, va trebui să folosim puțin unt pentru a unge sau a tapeta această tavă pe care o vom folosi. După ce această operațiune este terminată, venim cu aluatul pe care l-am întins cu ajutorul a două foi de copt. După ce îndepărtăm marginile aluatului nostru, luăm o furculiță și crestăm întreg aluatul, pentru că ne dorim ca după ce va coace acest aluat să nu crească în niciun fel. Cea de-a doua etapă a rețetei noastre este reprezentată de baza lichidă. Pentru aceasta avem nevoie de smântână de gătit, parmezan, sos de roșii și 4 ouă. Odată ce baza lichidă este gata, adică este cremoasă, putem să pregătim ciupercile pentru prăjire. Pentru ca aroma tartei să fie deosebită, am ales să folosesc ciuperci deshidratate. Foarte important, înainte de a le folosi, înainte de a le arunca în tigaie, trebuie să le rehidratezi. Apa de la aceste ciuperci poate fi folosită atunci când vrei să stingi preparatul pe care l-ai. Exact cum vă spuneam mai devreme, vom folosi puțin din apa de la ciupercuțele deshidratate pentru a intensifica gustul lor. Mai lăsăm aproximativ 5 minute la foc mediu, iar apoi îl vom lăsa la răcit pentru cel puțin 15 minute și îl vom amesteca cu baza lichidă. Bun, ne-am întors de la frigider, am scos aluatul de tartă. Avem conținutul nostru făcut cu 4 tipuri de ciupercuțe, cu ardei capia și cu pătrunjel. Adăugăm și smântâna. Amestecăm foarte bine. Integrăm conținutul cu ciuperci și pătrunjel și ardei capia în baza noastră lichidă. Amestecăm cel puțin un minut, după care întreg conținutul va ajunge peste blatul nostru pe care l-am lăsat în prealabil în frigider. La final punem puțin parmezan pe mijloc. Și ardei capia pe margine. Preparatul nostru este gata, putem să mergem la cuptor. Cuptor ce a fost preîncălzit la 150 de grade.
Am scos minunăția asta omenită din cuptor. Vă place? Parmezan pe mijloc. Ardei capia pe margine. Pătrunjelul tocat, cu care facem un al doilea cerc. Indiferent de momentul zilei, pot să vă urez poftă bună. Am făcut o tartă sărată cu ardei capia și 4 feluri de ciuperci. Să aveți o zi minunată!